Portugalia avea și ea un amical 1-1 cu Cehia. Și atunci pe Marica interceptând, Marica se duce spre careu și chiar Marica în marginea careului, Marica! Am spus Marica că m-a dat gol! Ciprian Marica! Minutul 2, 1-0 România, Marica, Ciprian Marica, jucătorul care a fost destul de mult comentat în această săptămână, că nu are echipă, că nu ar trebui să joace, că n-ar trebui să joace la echipa noastră. Ciprian Marica a arătat o inimă la fel de mare ca tuturor celor care există în acest moment. Eu ce trebuie să fac, nu mă îndoiți, cum spunea Victor Picunica la conferința de presă de ieri, chiar dacă Marica nu are echipă, să ne vedem contraatacul. Marica s-a uitat în spate după minge care a venit în jertfie. Este 2-0 pentru România, dragi prieteni. Și din nou se aude ciulandra pe arena națională. Pintilii se duce la galeria adversă, ceea ce nu știu dacă este un gest foarte indicat. Parcă am văzut golul lui Pintilii din Supercupa, Supercupa. Atunci nu m-am bucurat, acum mă bucur din toată ei. Și galeria ungurilor redusă la tăcere. Au făcut drumul degeaba acum. Super reușită a lui Mihai Pintilii, dragi prieteni. Parcă a pus mingea cu mână exact la Marica. Bravo! Balonul. Marica scapă din nou spre poartă. Pentru Maxim a fost altruist Marica aici. Haide, Maxim. S-a pasat un pic cam tare. Maxim poate centra. O face! Resping ungurii din careul mic și ne mulțumim doar cu o repunere de la Martină. Mă uit la... Ne apărăm foarte bine într-un 4-5-1. Torce trebuie să revină în flancul drept, acolo unde... iată-l pe Tătărușanu, surprins de șutul lui Hainal, dar primul lor șut pe poartă și Tătărușanu oarecum surprins, nu prinde această minge, ci o boxează, nu-mi dau seama acum, au voleibalat-o mai mult în corner. Un corner pe care ungurii îl tratează cu maximă atenție, au 7 jucători în preajma careului nostru, o centrare pe colțul lung, a căzut un jucător maghiar în careu, Bode se uită către arbitru, însă acesta face semn că va fi repunere din colțul careului mic. Sunt foarte periculoși ungurii la aceste faze pentru că au jucători cu talie și execută foarte bine Hainal. Nevoit să ne apărăm acum cu întreaga echipă. Da, Bogdan Stancu! Bogdan Stancu! Bogdan Stancu se duce spre poartă, cum a făcut-o Marica. Stancu! Adam Bogdan! Ocazie uriașă a României de a face 3-0. Ce înseamnă? Dar i-a făcut o schimbare, l-au trecut pe Koman în mijlocaș ofensiv. A pierdut mingea într-o zonă importantă a terenului și păcat că Bogdan Stancu n-a reușit să marcheze. Dar e bine că suntem în joc. Da, a dat gol cu Slovacia în amicalul de pe 14 august, Bogdan Stancu. Însă iată acum nu a reușit singur cu Adam Bogdan, jucătorul lui Gen Credbiligi, să marcheze golul de 3-0. Avem însă corner, un corner bătut pentru Goian, care se înalță și reia, însă mingea a venit un pic cam înalt. De aici și rezultatul acestei lovituri de cap. Nu e nimic, avem 2-0 și arătăm că putem să mai marcăm. Excelentă acțiunea lui Bogdan Stancu de unul singur, cum a făcut Marica exact la golul din minutul 2. Și a recuperat singur mingea și s-a dus cu ea până a ajuns față în față cu portarul advers. Diferență de rezultat la 2-0 încă. Nu e offside. Nu este offside, iată-l pe Adipopa. Adipopa driblează și încă o dată îl face mare pe Adam Bogdan. Rămâne Adipopa la minge. Multe driblinguri, vine și centrarea. Marica! Incredibil! Ne jucăm cu ocaziile pe final de meci. Puteam să avem cel puțin 3-0 în acest minut 70, dacă nu chiar mai mult. Nu a fost Marica cel care a atins ultimul mingea, ci este corner. Încă o dată, șansa lui Adipopa să marcheze și el la națională. A jucat la acel meci cu Ungaria. Și da, vedem că aici Kadar, fundașul stânga al Ungariei, a reluat cu capul. Centrarea lui Bourceanu este respinsă cu capul, un picior ridicat sus de Dzsudzsak în duel cu Adipopa. N-a făcut nimic. Jocul lăsat să continue. Și să-l vedem pe Cristi Tănase cu mingea la picior. Tănase, trecere superbă. Tănase, șut! Gol! Gol! Tănase! O fază extraordinară! 3-0! S-a terminat, dragi prieteni! România câștigă acest meci prin această super reușită a lui Cristi Cărasă din minutul 88. S-a făcut dreptate! România trebuia să câștige mult mai clar decât era scorul din minutul 86. Am avut 3-4 ocazii mari. Ungurii nu au pus probleme. Sperăm acum să ne recuperăm din punct de vedere fizic și mental pentru meciul de marți. Dar până atunci să ne bucurăm de această victorie frumoasă. Să ne bucurăm în această seară de această victorie și de mâine să ne gândim la meciul cu Turcia. Și încă o dată inspirația lui Piţurcă a jucat cu Marica, deși toată lumea îl vedea pe Gigel Bucur. A jucat cu Bogdan Stancu, care a făcut un meci extraordinar.